Stimați ascultători, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Ne bucurăm că sunteți alături de noi aici la Radio Vocea Evangheliei București. Ne bucurăm că ne ascultați și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru oportunitatea de a realiza aceste emisiuni cu teme de actualitate, de interes pentru sufletele noastre și în același timp, pentru o trăire după voia lui Dumnezeu în societatea noastră, în generația noastră. Astăzi am pregătit pentru dumneavoastră o temă din zona psihologiei, zice eu, însă ține de sufletul nostru, de psihicul nostru și avem un invitat pe măsură, specializat, care vine din zona aceasta. Și ne bucurăm să o avem cu noi pe doamna Ștefania Botez pentru prima dată în emisiunea noastră. Bun venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, îmi face o plăcere deosebită. Și nouă ne face plăcere și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Trebuie să menționăm faptul că doamna Ștefania este președintele Asociației Creștine a Consilierilor Creștini din România, psihoterapeut, Consilier creștin și zona aceasta destul de vastă a psihoterapiei, dar în sfera creștină, în sfera aceasta a valorilor și principiilor Cuvântului Dumnezeu. Dacă mai sunt alte lucruri pe care o știu, vrea să le spuneți despre dumneavoastră, carieră, slujire pentru ascultătorii noștri. Știu că aici, în zona de sud a țării, mai puțin sunt descunoscută. Da. Vă rog așa câteva cuvinte care să Sigur vă descrie Da, da dumneavoastră deja ați spus Într-adevăr, în România existăm ca asociație Din 2006, Asociația Consilierilor Creștini din România O asociație profesională Dar care are ca și fundament filozofic Și perspectiva asupra vieții și a omului Scriptura Ne dorim să avem Servicii de uh, susținere prin consiliere, psihoterapie, de asemenea prin cursuri, seminarii și conferințe pentru oameni și problemele lor, dintr-o perspectivă antropologică, biblică, și să-i asistăm pe oameni așa cum Dumnezeu spune că a fost creat omul și că el funcționează. Uh, slujesc ca și consilier creștin în această asociație trainer și în același timp sunt un psihoterapeut acreditat de cuplu și familie pe o perspectivă sistemică. Am activitate la cabinetul propriu și sunt foarte implicată în tot ce înseamnă susținerea din perspectivă psihospirituală a oamenilor. Da, ne bucurăm. Știu că spațiul online sunteți cunoscută mai bine, însă, pentru radioascultătorii noștri și pentru cei care ne ascultă pe frecvență, au fost binevenite aceste precizări. Și, așa cum am spus, avem o temă de actualitate, n-am anunțat-o, însă ne propunem împreună cu dumneavoastră să discutăm astăzi despre atașamentul în relații și atât cât ne permite timpul să punctăm câteva aspecte esențiale. Devenim, studiile arată faptul că devenim o generație tot mai înstrăinată, mai singurată și sunt perspective îngrijorătoare, aș zice eu. Deși Dumnezeu ne-a creat ființe relaționale, ființe care să existe într-un context socio-psiho social, aș zice eu, însă sunt o felul de factori care, iată, și pandemia a avut un rol, zic, major, în sensul că a scos, spunea cineva, tot ce mai rău din noi, dar în același timp ne-a obișnuit cumva să fim mai izolați, să fim mai retrași și astăzi aș vrea așadar să ne ajutați un pic să înțelegem de ce am avea nevoie de o formă de atașament, fie că vorbim de atașament în cuplu, în familie, fie în relații de amiciție, de prietenie, de frățietate în contextul nostru creștin, evanghelic. Așadar, o temă, zic eu, mereu actuală, de interes și poate pentru început v-aș întreba poate o relație să existe fără un anumit grad de atașament? În realitate, așa cum și dumneavoastră spuneți, noi suntem creați pentru a fi conectați. Dumnezeu a gândit în felul acesta, făcându-ne, așa cum știm, biblic vorbind, după chipul și asemănarea Lui, ceea ce în sinele Lui, Dumnezeirea, Dumnezeu, este în cele trei personalități ale Dumnezeirii foarte conectat, interconectat, atât de conectat încât, iată, Dumnezeu e unul, și totuși avem acolo trei persoane distincte, uh, fiind făcuți și creați după chipul și asemănarea lui. Gândul lui Dumnezeu a fost ca noi să fim oameni interconectați, conectați cu el și unii cu ceilalți. În realitate, nu există relație semnificativă fără mecanismul atașamentului integrat. Practic, acest mecanism, care este o structură neuropsihologică, se bazează pe o structură neuropsihologică, face ca oamenii să fie și să rămână și să-și dorească conectarea aceasta interpersonală. Dacă nu am avea de fapt acest mecanism, noi am fi într adevăr singuri, însingurați, izolați ca o insulă pustie, ceea ce n ar putea să perpetueze fluxul acesta continuu care este viața. Viața nu poate curge decât în interconectare. În realitate totul este interconectat și sistemic. Așa a gândit Dumnezeu lucrurile. Deci, răspunsul la întrebarea aceasta, la prima întrebare pe care mi-o adresați, și anume dacă se poate, iată nu se poate. Relațiile de tip foarte superficial, acelea de a mă duc cumpăr pâine, bună ziua, bună ziua. Tranzacțiile acestea, foarte spontane, sigur că nu sunt bazate neapărat pe o legătură de atașament, însă ați fi surprins dacă Ați afla și cumva în momentul în care ca terapeut, de exemplu, îmi pun ochelarii atașamentului, zic că ați fi surprins să vedeți prin acești ochelari că de fapt și acolo, în tranzacțiile noastre foarte sporadice, foarte spontane, tot ducem cu noi tiparul nostru de atașament care e până la urmă un tipar de relaționare. Fac lucrurile în modalitatea în care am învățat în cadrul legăturilor de atașament, la fel voi face și în legăturile mele, extrapolând uh, sistemul acela integrat, tiparul acela care se formează în timp, tiparul meu de atașament. Deci, răspunsul este acesta. Nu putem fără atașament. În toate relațiile semnificative există, toți oamenii comportă acest tipar, acest mecanism, îl au și îl manifestă și e foarte important să aflăm despre asta pentru că o să vedeți ne dă explicație la foarte multe dintre problemele care apar în relații da până uh, să intrăm așa un pic în subiectul nostru uh, poate ar fi bine să ne ajutați să înțelegem să definim uh, atașamentul cum l-am putea explica în termeni așa mai uh, populari pe înțelesul tuturor și în care să ne regăsim anumite stiluri de care povesteați, chiar și în relațiile noastre superficiale, comerciale, ca să zic așa. Da. Deci, atașamentul, în esență, spuneam, se fundamentează pe existența unui mecanism neuropsihologic. Și de ce subliniez acest lucru? Pentru că funcția Sufletului, a psihicului nostru. Da? Aș vrea să înțeleagă toată lumea că atunci când spunem psihic, de fapt spunem suflet în accepție biblică, e același lucru și face parte din structura ființei umane, din modul în care a fost creat. Ne amintim foarte bine, Dumnezeu spune, prin Apostol, Duhul vostru, Sufletul vostru, Trupul vostru, să fie toate păzite întregi, neîntinate și așa mai departe. Deci, structura noastră, creaționist vorbind, e alcătuită în aceste componente: Duhul nostru, Sufletul Psihicul și Trupul nostru. Deci, a, atașamentul și fenomenul sufletesc, psihologic, se fundamentează pe material, pe materie, pe baza materială. Creierul, în esență, și tot ce înseamnă funcționalitatea sistemică a organismului, se manifestă prin fenomenul psihic și atunci atașamentul este acest mecanism, spuneam, care e foarte intricat cu partea biologică. Creierele noastre și tot ce a gândit Dumnezeu a fost ca noi să putem rămâne intrinsec dornici. Să fim conectați. Și atunci există o formă de dependență creată în acest mecanism. Adică, pur și simplu, sunt dependent de ființele umane în același timp. De aceea, un copil nu poate trăi și crește fără a fi alături de semeni, de adult, tocmai pentru că există asta intricată în noi prin construcție. Dependența aceasta de ceilalți. Care dependență, Dumnezeu a gândit-o tocmai pentru ca să rămânem în rețea, pentru ca să fim împreună și împreună, pe de-o parte, să perpetuăm această specie și această uh, uh, realitate a existenței ființei umane, dar nu doar pentru perpetuarea. Omului în sine, căci Dumnezeu nu a făcut om ca El să nu existe. Dumnezeu a făcut om ca El să existe, să releve uh, realitatea Existenței lui Dumnezeu și în același timp să mai releve ceva. Conectarea și conexiunea aceea intimă cu Dumnezeu și unii cu ceilalți. Deci, atașamentul este mecanismul acesta, spun, fundamentat biologic pe care fenomenul nostru sufletesc se manifestă și prin care eu voi fi dependent efectiv. Nu că vreau, că așa e încodat, înscris în sinele meu lăuntric în ființa mea. Voi depinde de semenii mei, nu pot fără mamă, nu pot fără tată și chiar dacă realitatea păcatului a denaturat natura noastră și tot ce se întâmplă între noi și denaturând-o, iată, sunt mame care își părăsesc copii și îi leapădă, sunt părinți care îi, îi renegă sau nu îi acceptă pe copii. Cu toate acestea, niciun copil nu poate trăi fără un îngrijitor adult, fără o persoană, fără oameni în jurul lui. Nu e bine ca omul să fie singur, dar nu e bine... Când a spus Dumnezeu, n-a zis uh, retoric sau pentru că a făcut o reflexie așa uh, foarte spirituală, a reflectat spiritual. E o realitate efectivă. Niciun om nu poate trăi fără oameni. Nu se poate forma ca și ființă personală, ca și personalitate, decât în raport social. Deci, atașamentul este, de fapt, pârghia, este modalitatea, este mecanismul pe baza căruia. Noi suntem interconectați, ne perpetuăm ca și om creat de către Dumnezeu, al cărui scop este, din partea lui Dumnezeu, ca noi să relevăm, să reflectăm relația cu Dumnezeu și chipul lui între semeni și în tot universul acesta creat. Niciun om nu poate, deci, exista fără mecanismul atașamentului. Da, e clar ceea ce ați subliniat. Acum, transpunând în zona aceasta practică, trebuie să recunoaștem că sunt mai multe tipuri de atașament în funcție de relațiile care se, se stabilesc cu unele persoane, se noadă relații ușor și sunt trainice de durată sau poate nu sunt de durată, cu alții e destul de greoi și anevoios să construiești o o relație și să te conectezi cumva, nu e acea chimie, cum se zice în popor. Și, da, Ștefania, v-aș ruga cumva să ne ajutați să înțelegem cum se creează atașamentul, acele modalități și atât din perspectiva aceasta psihologică, dar și din zona asta biblică a Cuvântului Dumnezeu, noi avem ceva exemple în Biblie de forme de atașament și acum vine exemplul lui David și Ionatan, acolo a fost o dragoste, o cara, o uh, caramaderească, da. o caramadărie aparte mm -hmm. uh, și chiar uh, a rămas așa ca un model peste viacuri, uh, deși în familia lui Jonathan, David nu era agreat și nu era apreciat, totuși între fiul împăratului și uh, dușmanul împăratului, ca să zic așa, s-a creat așa o formă de atașament specială. Da, este adevărat, Biblia ne arată realități psihologice, sufletești, iată, încă din Vechiul Testament, dar și în Noul Testament regăsim astfel de, să spunem, relații. Um, Spuneam că noi, ca și structură fiind duh, suflet și trup, iată că această conectare pe care Dumnezeu a, a gândit-o ea e de dorit și de fapt asta a fost uh, viziunea lui Dumnezeu să existe la toate aceste niveluri. Uh, conectare la nivelul Duhului, la nivelul sufletului și la nivel fizic, pentru că din punct de vedere fizic, practic, conectarea fizică va fi transpunerea în act. Tangibilă a conținuturilor din Suflet și din Duh. Ce se întâmplă, deci, cu David și Ionatan e un exemplu foarte frumos de atașament în, într-o relație de prietenie, un uh, anume atașament securizant între ei doi. Uh, adică, aceste nevoi care sunt în spate, pentru că atașamentul în spate are niște nevoi. Omul lucrează din nevoi, din trebuințe. Nevoile de tașament care sunt în spatele unor relații sunt de liniștire în momentul în care sunt amenințat, când amenințarea vieții a contextului vine către mine, fie că este o amenințare externă sau poate chiar internă, am nevoie ca cineva să mă liniștească, să mă asigure. Dacă sunt îndurerat datorită experienței vieții, nevoia de atașament din spate este de alinare, să mă mângâie, să -mi împartă durerea cu mine, să preia din cantitatea aceea de suferință pe care eu o port. Și amintiți-vă că Noul Testament confirmă aceste lucruri spunând plângeți cu cei ce plâng. Și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Împărtășiți experiențele, durerile și suferințele. Deci e nevoie de alinare, E nevoie de liniștire în angoasă, în spaimele circumstanțiale ale vieții, în stresurile vieții și de o crotire în ansamblu. Da? Uh, oricare dintre noi, ca ființă creată și fragilă în trup, în existența aceasta fizică, avem nevoie să ne securizeze cineva în toate aceste împrejurări care pot să fie amenințare, amenințătoare cu privire la realitatea și existența noastră, atât fizică cât și psihologică, ba chiar și spirituală. Ei, între David și Ionatan a fost această chimie, ați numit-o dumneavoastră, care în realitate chimia asta înseamnă că noi reușim să ne conectăm la nivelul Duhului, adică în valorile în esența perspectivei noastre asupra vieții și apoi în convingeri și simțăminte reușim să împărtășim lucruri care sunt, spunem noi, în același sens, în acord, în armonie. S-a făcut această chimie între ei, adică din punct de vedere a atașamentului, s-au securizat unii pe alți, unul pe celălalt. În momentul în care David a fost cel amenințat, Ionatan a avut această capacitate, datorită alegerii și devotamentului către adevăr și dreptate, să observe că acest copil, acest tânăr, semenul lui, prietenul lui, e în amenințare. Da, factorul de amenințare era împăratul tatălui, dar nu-i drept ce se întâmplă cu David. Și atunci, de fapt, Ionatan a răspuns la Duh, a răspuns la adevăr, la dreptate. Ceea ce exista și în David. În David exista o dorință și un devotament față de Duhul cel de viață veșnică și de adevăr. Era prezentă comuniunea lui personală cu Duhul Adevărului, încât atunci când doi oameni care responsivi la Duhul Adevărului veșnic s-au întâlnit între ei, s-a făcut clic. S-a făcut acea compatibilizare. Deci oamenii ăștia au răspuns exact cum spune Scriptura în proverbe, dacă mi-aduc bine aminte, cum răspunde fața omului la fața omului în apă, așa răspunde inima omului la inima omului, adică ceea ce este în conținutul Duhului ca și fundament, ca și esență atemporală a Duhului, cu ce Duh m-am conectat, va răspunde la Duhul celuilalt și ce valori am transpus în sinele meu cognitiv, în ideile, în credințele mele și în simțămintele mele, va răspunde la valorile și simțămintele tale. E vorba despre o relație de atașament în care au fost devotați unul celuilalt, de aceea este atât de frumoasă și este un exemplu și ea nu poate fi, cum să spun, viciată, pentru că acolo a fost curăție Dedicare, devotament, adevăr și împărtășire reciprocă armonioasă. E unul dintre exemplele biblice prin care Dumnezeu vrea să ne spună: Iată, dragii mei, pentru asta v-am creat, ca între voi. Și dacă venim în Noul Testament, vedem că în trupul lui Hristos, bărbați și femei, ce frumos spune Pavel. Cu o sărutare sfântă, cu o îmbrățișare sfântă, cu o salutare sfântă, cu gânduri sfinte, să fie această conectare, această comuniune armonioasă în valori, în duh, în simțăminte, în acțiuni, în perspectiva supravieții. De fapt, acolo este atașament, dar așa cum spun, de exemplu, perspectiva seculară vorbește despre atașament doar din, din punct de vedere psihosomatic. Însă, perspectiva temporal-biblică și spirituală, ne subliniază faptul că această conexiune a atașamentului nu e doar psihologică și tangibilă prin acțiuni în partea fizică, comportamentală, ci e și în duhul nostru. Ea trebuie să se întâmple acolo. Iar cea mai puternică legătură de atașament va fi legătura în care același duh îi unește pe oameni. Da, doamna Ștefania, acum uh... Recunosc, trebuie să recunosc că m-a încântat perspectiva aceasta. N-am mai auzit-o așa frumos îmbinată cu partea asta biblică, pentru că aici ne interesează un pic să înțelegem și mi-a plăcut foarte mult că ați punctat că între cele două persoane la nivelul duhului trebuie să existe o compatibilitate, un nivel de curăție, de uh, susținere, de recunoaștere în același timp și uh, cred că este cheia, de acolo pornește. Și aici aș vrea un pic să mai rămânem pe zona asta pozitivă, Uh, pentru ca poate în partea a doua să vorbim un pic și despre factori perturbator și piedici în calea realizării atașamentului, uh, dacă ar mai fi anumite condiții preliminare care să faciliteze uh, formarea, realizarea atașamentului da. uh, și rămânând tot așa în zona aceasta uh, biblică a cuvântului lui Dumnezeu. Da, sigur că da, rămânem acolo pentru că, în realitate, uh, eu spun peste tot unde am ocazia, iubesc tare mult Scriptura și îmi place că într-adevăr Dumnezeu ne luminează mintea încât să înțelegem lucrurile la toate nivelurile, lumina Lui aduce o cunoștință plenare de plină, chiar dacă e adevărat, știm în parte. Totuși, Duhul lui Dumnezeu se preocupă ca noi să știm tot ce este necesar în ce privește viața și evlavia. De aceea ne putem bizui pe Duhul adevărului. Și tot ceea ce noi avem pe de altă parte foarte mare nevoie să înțelegem din perspectivă psihologică, trebuie să transpunem și să trecem prin filtru scripturii și adevărului biblic revelat, ca să poată rămâne în picioare ca o informație pertinentă. Știm că Dumnezeu e adevărul și Dumnezeu are dreptate. De aceea trecem totul. Dar în același timp, eu vreau să subliniez că n-ar trebui să eludăm, să dăm deoparte, nimic din structura Ființei noastre, așa cum creaționist vorbind, Dumnezeu ne-a creat. Adică înțelegerile uh, psihologice ale funcționării sufletului nostru sunt foarte prezente în tot ce facem noi. Noi nu putem defalca și să spunem, mă duc la biserică doar cu Duhul meu. Eu mă duc la biserică cu tot ce sunt. Mă duc în trup, merg pe picioarele mele, și când mă duc în trup la biserică și când interacționăm între noi, interacționăm, cum am spus, și resubliniez la toate nivelurile. La nivelul Duhului, dacă Duhul nostru e hrănit, zice frumos apostolul într-un loc, căci voi n-ați fost adăpați, botezați în alt Duh, decât într-unul singur, în Duhul Sfânt, în Duhul Adevărului, în Amin. Duhul da, Trupului Hristos, relațiile după voia lui Dumnezeu, după oglindirea slavei lui și a voii lui, sunt în Duhul, în Duhul Lui cu el și unii cu ceilalți. Și atunci eu mă duc acolo să mă conectez în Duhul lui Hristos cu semenii mei care individual s-au conectat cu Duhul lui Hristos și atunci se poate crea rețeaua aceasta, networkul acesta invizibil, atât de real și de puternic, al sistemic al trupului lui Hristos. Dar nu înseamnă că nu sunt și ființa sufletească, psihologică. Care merge acolo în părtășia aceasta. Cu nevoi, cu, cu, carențe, nevoi cu... cu carențe, cu trebuințe, cu eu știu, supărări și necazuri, cu provocări și încercări. Și atunci avem nevoie să înțelegem la toate aceste niveluri și să nu mai fim ignoranți, spunând că nu ne trebuie să înțelegem asta, pentru că pentru ce să o înțelegem? Păi pentru că așa m-a făcut Dumnezeu și pentru că e atât de implicată în tot ce facem noi în relațiile dintre noi, încât este imperios necesar să înțelegem, nu opțional. Bun, și mă întorc să fiu puțin mai operațională, mai operativă. Deci, atașamentul, spuneam, e nevoia intrinsecă, um, de nediscutat, ea există acolo, a fiecăruia dintre noi și atașamentul se formează pentru că eu în funcționalitatea mea ca ființă, în trup, creată, deci finită și cu limitări, cu slăbiciuni, cu trebuințe care trebuiesc, iată, satisfăcute, fac paranteză și spun, ne zice unul din personologii mari științifici, Maslow, pe care îl știe toată lumea, despre piramida trebuințelor. Iată, toți avem nevoie de apa, de aerul, de soarele, de, de vitamina D, de, de bază, sigur, da? nevoi biologice de bază. Apoi Maslow spunea că sunt trebuințele și nevoile sufletești, psihologice. Care? Care? De apartenență, de iubire, de semnificație, de valoare, ca apoi, spune el, ca și apogeu în scara aceasta a trebuințelor, e nevoia de autorealizare. Și eu o traduc asta. Ce înseamnă în limbaj biblic treaba asta? Păi e acel lucru înscris în noi cu privire la veșnicie, la temporalitate și anume că în sinele nostru există gândul veșniciei, din perspectivă umană, asta înseamnă că eu aș vrea să exist cumva, dacă se poate, veșnic. Tot în paranteză sunt și spun de aici, apar legendele, mitologia care zice viață fără de moarte și tinerețe, fără bătrânețe, și există în noi tot timpul gândul acesta, cum să existăm, cum să rămânem, cum să ființăm veșnic. Pentru că Biblia zice. A pus în ei gândul veșniciei. Deci, motivația aceea cea mai profundă de autorealizare înseamnă că aș vrea cumva tot ce sunt eu și ce reprezint să aibă un aport, să aducă ceva care să conteze veșnic. Despărțiți de Dumnezeu, asta devine foarte egocentrată și o dorință de sinele meu, numele meu să fie înscris, să ne punem reputația. câte o stea pe nu știu unde, reputația mea și semnificația mea să rămână. Din perspectivă biblică, asta înseamnă că eu îmi doresc ceea ce Dumnezeu își dorește. Ce? El este existența, el este cel ce este, el este viața veșnică, iar eu îmi doresc să fiu contopit și contopită cu această viață din care am ieșit, prin care sunt susținut și pentru care am fost creat. Și închid paranteza și mă întorc. Și atunci, iată, atașamentul pentru noi ca ființe în trup înseamnă de fapt că în valența mea creaționistă, limitată, finită, dar care ne nădăjduiește, știe că din punct de vedere spiritual a fost creată ca o ființă eternă, cosmică, veșnică, să existe cu Dumnezeu, totuși în trupul acesta, limitat fiind de legile fizice, eu sunt mic, adeseori vulnerabil, neputincios de unul singur, pentru că nici n-am fost creat să fiu autosuficient, și atunci am nevoie de aport din afară, de susținere din afară. Și atașamentul va fi mecanismul care mie îmi semnalează intern că sunt undeva într-o zonă în care am nevoie cineva să vină aproape de mine, să-mi împlinească niște nevoi, să mă susțină ca eu să mă pot întrema, să mă pot ridica, să pot sta în picioare și să pot crește, să mă pot dezvolta ca la rândul meu. Și vedeți exact cum spune Apostolul Pavel, acolo 2 Timotei 2 cu 2, ca eu la rândul meu primind de la altul să fiu capabil la un moment dat să dau altuia care la rândul lui să fie capabil să dea, să susțină pe alții. Deci, practic, atașamentul din punct de vedere structural, fizic, biologic, psihologic, dar și spiritual, vorbind, este acea poziție care mă determină la un moment dat să zic Hei, Chiar înțeleg că nu sunt autosuficient. Eu chiar am nevoie de un altul, de o parte și de alta. Și de ce am enunțat de o parte și de alta? Pentru că dacă noi suntem și ființe spirituale, dar și ființe biologice, iată, am nevoie și de o parte de cineva, din punct de vedere biopsihologic, am nevoie de semenul meu, de chestiunea tangibilă pe care la un moment dat să pot să mă sprijinesc într-o oarecare măsură, dar la creație Dumnezeu a gândit ca pe partea cealaltă, pe partea duhovnicească, spirituală a ființei, care eu am fost un duh de viață pus într-un trup, să mă sprijinesc de plin și total pe Duhul cel de viață veșnic, adică pe Dumnezeu. Știm foarte bine că păcatul a creat această rupere, această scurcircuitare a relației dintre mine și Duhul vieții veșnice, și atunci, de fapt, cu trebuințele mele care trebuiau, era, erau gândite să se sprijinească pe Duhul Domnului, în primul rând, din care îmi vine seva, îmi vine puterea, mi se umple rezervorul lăuntric, apoi să mă duc în partea cealaltă, în relațiile cu semenul meu, la fel ca mine creat, și să împărtășim din energia puterea și capacitatea vieții sustenabile. Noi am pierdut aici și atunci ne-am pus toată nedejdea și așteptarea în partea aceasta biopsihologică. Ori om, omul fără Dumnezeu nu poate pe sine însuși să se susțină, să se autoregleze, să se echilibreze și nu poate nici pe celălalt într-un mod plenar. Și de aici apar extraordinar de multe demigiuri pe de-o parte, daune, inadvertențe, frustrări, și o grămadă de probleme în relații. Vreau să rezum. Deci, atașamentul este acea legătură în care eu, ca un om creat și finit în trup, ca ființă creată, care nu sunt Dumnezeu, ci sunt doar creat după chipul său, am nevoie, în anumite circumstanțe, ca cineva să fie alături de mine, să mă susțină, să mă aline, să mă liniștească, să fie o bază de siguranță pentru mine și să putem împreună mai departe să mergem pe cale. Iar acest cineva ar trebui să fie în primul rând Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu, omul într-o ființă cu mine, să fie aproape și să-mi împlinească imediat nevoile care sunt prezente. Da, frumos, foarte bine și practic ați explicat. Trebuie să punem punct aici a primei părți. Chiar mi-a plăcut foarte mult modul în care ați sublinea faptul că suntem dependenți de Dumnezeu, de Harul Său și spuneam întuitorul norm nu poate călăuzi un alt orb, amândoi vor cădea la un moment dat și este foarte bine să existe o susținere reciprocă. Vă mulțumim mult pentru prezența în emisiune și, în partea a doua, o să discutăm și despre factorii perturbatori în realizarea acestui atașament și vom mai puncta câteva aspecte, poate anumite sfaturi practice în zona aceasta. Vă mulțumesc! Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii actualitatea în obiectiv. Am discutat împreună cu invitata noastră, doamna Ștefania Botez, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, despre atașamentul în relații. Vă încurajăm să urmăriți și partea a doua emisiunii în care vom continua subiectul de astăzi. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Sunt Daniel Alexandrescu și vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, fiți sănătoși!